majoritatea turbinelor eoliene de la noi din țară sunt la mâna a doua. Cât de funcționale sunt acestea și care sunt capacitățile lor? Și în general, la capitolul mentenanță, cum acestea se îngrijesc ca să ofere un rezultat pe măsură? Noi, în dezbaterile pe care le avem, desuri înainte, cumva observăm tendința asta, că noi avem în țară de mâna a doua. Ok, de mâna a doua, dar dumneavoastră a zburat vreodată cu avionul? Da. Exact. A zburat, dumneavoastră v-ați interesat că el e nou, că e vechi, cam în detalii de astea n-ați intrat, așa? Dar, de principiu, majoritatea avioanelor pe care, de exemplu, noi zburăm, nu sunt noi din uzină. Și unele au câte 10, 20, 30 de ani de exploatare. Dar pe interior, și asta e carcasa care au fost produsă cândva, dar pe interior, propriu zis, mecanismul, softurile, partea electronică și partea mecanică, se schimbă, ca și orice piesă care se uzează și se schimbă. Astfel și la eoliene, propriu zis, da, carcasa ei poate fi una veche, dar de principiu ei trece printr-o retehnologizare. Toate eolienele noastre din țară, ele trec prin procesul ăsta, pentru că mai sunt unele softuri, mai sunt unele parte electronică care trebuie racordată la cerințele pieței, a statului, respectiv ele se reînnoiesc. Iar partea mecanică, pentru că acolo tu nu torni cherosină, nu torni nimic, e vântul și e vorba de tot felul de piese care se învârtesc una la alta. Și da, ele se mai uzează și iar tu le schimbi. Energia care se produce din aceste eoliene nu diferă de o energie de o eoliană nouă. Stereotipul ăsta că e veche, cumva, e un absurd. Frecvențele, calitatea energiei, e aceeași energie bună, verde, care se dă în rețea. Ce ține de mentenanța propriu-zis? Da, e un aspect mai complicat, e o resursă umană specifică, care are nevoie de aptitudini și cunoștințe specifice, da, calificate. De la început, bineînțeles, Republica Moldova nu dispunea de astfel de resursă umană, dar încetişor cu apariția tot mai multor eoliene, respectiv apare cererea, trebuie devenit cu oferta. Respectiv, la noi în țară au început apărea echipe care fac mentenanța asta, ei se perfecționează. Noi încercăm ca și asociație să ajutăm la aspectele astea, pentru că acum sunt în proiectare la noi ca și niște inițiative ca să facem schimbul de experiență cu alte țări, precum România, cele mai apropiate vecini noștri din România, țările Scandinavie, Germania și tot așa mai departe. Suntem într-o permanent învățare și echipele astea se perfecționează, pentru că iarăși priiau exemplele celor din străinătate. Reieșind din expertiza dumneavoastră, cu siguranță pe parcursul carierei, ați studiat și politica ce ține de sectorul energetic din alte țări. Ce bune practici considerați că ar trebui implementate și la noi în Republica Moldova? Una din cele mai bune practici ar fi timpul de adaptare. În procesul ăsta nostru de dezvoltare, până ca și societate, ca și aspect de racordare, tendința noastră spre Uniunea Europeană, uneori vrem să le pășim mai repede și într-un fel că să trecem mai repede perioada asta. Dar între timp, dacă vorbim despre cei care produc energie electrică eoliană, au nevoie de acomodări la partea legislativă, normativele, actele care ne se impun. Ceea ce oferă Uniunea Europeană și aspectul lor legislativ este timpul de adaptare. Respectiv, cei vechi care sunt au nevoie de timp să adapta la rigorile noi, cei noi care apar deja lucrează conform cerințelor noi care sunt. Eu cred în lucrul ăsta și e unul din cele mai importante, de fapt, lucruri care în domeniul energetic ar fi, asta e timpul de acomodare, unde statul clar spune, băi, tu ai 2-3 ani la dispoziție, de exemplu, să te acomodezi, da, noi și analizăm, observăm ceea ce face statul și statul nostru face lucrurile astea. Da, undeva, pentru că suntem și noi oameni și ei oameni, cei care lucrează în instituții, pentru tăți e un aspect nou și poate undeva mai facem și noi scăpări și ei mai fac scăpări. Cel mai important aspect pe care noi putem să-l preluăm din experiența Uniunii Europene, asta e de timpul de acomodare de care trebuie oferit celor care, asupra căror legile normative vor lucra. Ați putea să ne spuneți care sunt avantajele energiei verzi și de ce oamenii ar trebui să opteze pentru ea? Ea devine din ce în ce mai ieftină, mai accesibilă, în propriu-zis, tehnologia pentru a produce. Dacă vorbim despre eoliană și fotovoltaică, în primul rând,
nu dăunează mediului înconjurător. Stocarea, dacă devine mai ieftină, respectiv ea devine un aspect de siguranță. Adică ceea ce noi și societatea noastră moldovenească așteaptă că noi să fim independenți energetic de alte resurse tradiționale, gazul, propriu-zis. Noi devenim independenți când avem stocare și avem producere de energie regenerabilă. Da, la moment, e un proces interminent, când acum este soare, vine un nou oraș, scade producerea, vânt nu-i, și atunci ce facem noi? Trebuie să consumăm din energie tradițională. Respectiv, chestia asta de echilibrare, noi trebuie să o soluționăm, iar stocarea devine, de fapt, principiul cel important. Cu timpul ea devine tot mai accesibilă. Eu de asta aș provoc lumea ca să folosească energie regenerabilă. Ei mult mai friendly din aspect mediului și mai ieftină. De principiu ea devine ieftină, cu timpul foarte ieftină devine.